Da, mă numesc Ilie Vasile, din comuna Sălcioara Satura, județul Ialomița. Exploatez o suprafață de în jur la 350 de hectare și am accesat un program în mai multe rânduri, FADR, dar din păcate am îndeplinit și punctajul, dar nefiind bani suficienți alocați ce am înțeles și noi. Ce ați solicitat în proiect? Am solicitat o combină de la Ipsos John Deere. Finanțarea se ducea la în jur la 125.000 de euro, dar n-am fost pe listă eligibil datorită finanțării. Acum au suplimentat în jur la vreo 10 milioane de euro, ce am înțeles, și s-au prins în jur la vreo 150 de proiecte, ce a fost sub 100.000 de euro, restul nu am mai putut prinde. În care vă dați seama, ne-a afectat foarte mult, campania deja a sosit, l-a recoltat în maxim 20 de zile, se poate intra la orz, orzoaică, și am așteptat nerăbdători, dar din păcate... A fost greu să aplicați pentru un astfel de proiect? Greu, a fost și greu, că am și întâmpinat greutăți din partea... Ați plătit consultant? Și consultatul plătit, și avizele, și autorizări, și toate. Ne s-au cheltuit niște bani în care noi am rămas fără acești bani la ora asta, care ni s-au zis că doar până la 100.000 de euro și au prins. Deci vă dați seama, o combină cea mai mică care eu am avut-o în program, la un preț, nu puteam să dai jumătate din combină jos să rămân. Dacă asta îmi trebuie, eu nu pot să fac un program pe o bicicletă, pe o motoretă, ca să pot să nu fac agricultură cu bicicletă performante. Și vă dați seama că acum de când mai ne-a rămas, că am înțeles că mai va fi în octombrie o sesiune, asta să sperăm dacă ne iese pentru la anul pe timpul ăsta. Acum suntem nevoiți să mergem iar pe mâna la prestări de servici, care sunt... Ce anume aveți în producție și ce suprafață cultivați? Cultiv o suprafață în jur la vreo 350 de hectare. Majoritatea rapiță n-am putut înființa cultura, fiind o toamnă mai secetoasă. Am și întors în o parte din rapiță. Însă am orzoaică de toamnă, vreo 60 de hectare, gâv vreo 70 de hectare, 150 de hectare de porumb, floara sarul vreo 70, restul plante nutreț. Subvenția v-a ajuns? Subvenția a ajuns la timp, să zicem, în mare parte, pentru că anul 2010, în decembrie, a intrat o parte, apoi până în februarie s-a, cu toate că îi preconizase de 150 de euro, a ajuns decât la 130, dar știți, nu asta e bun venit, decât deloc. Da, anul ăsta am înțeles că o să fie un pic mai mare, undeva la vreo 170, ce se aude. Nu știm, dar auzim tot timpul și la televizor și la Viața Satului, urmărim, am fost și la toate evenimentele astea, că banii europeni sunt, nu îi absorbe nimeni, nu putem să, nu știu, deci eu aici să bate cap în cap niște chestii în care nici eu nu pot să-mi dau seama, dacă noi avem proiectele și acum sunt îndeplinită cu 50 de puncte, nu puteam să băgăm, eu știu, sistem de irigat, pentru că o coloană e scumpă și eu nu am. Aș dori o în fermă, să o am dacă ar fi și apă. Deci se aude că va fi, deci nu știu în ce an va fi. Deci vă dați seama, oricine și-ar dori un sistem de irigat în fermă dacă ar avea apă. Dacă nu e apă, nu pot să bag încă de 20-30 de mii de euro o coloană ca să îndeplinesc încă nu știu câteva puncte, să stau cu ea, să plătesc banii ea degeaba.